Suferi de oboseală, amețeli, pierdere de memorie, nivel scăzut de energie, iritabilitate, anemie, imunitate scăzută, infecții frecvente, slăbiciune musculară și te întrebi care ar fi cauza. Cauzele pot fi multiple, dar la nivel intracelular aproape întotdeauna există un deficit de minerale, vitamine, enzime și alte substanțe fără de care celulele noastre nu pot funcționa corespunzător. Iar în acest video realizat cu sprijinul Tahitian Noni Original, îți voi spune care sunt superalimentele pe care eu le consum cel mai des pentru a avea un aport adecvat și echilibrat de nutrienți. Dar hai să vedem în primul rând de ce apar aceste carențe. Un motiv este surmenajul și stresul neuropsihic continuu în care trăiesc majoritatea oamenilor de astăzi. Stresul în sine nu este ceva nou și oamenii din trecut aveau stresul lor. Se stresau din cauza vremii, se întrebau dacă va fi secetă. De ce vă sunt prost eu? Păi de-aia fi că ești prost, nu ți-a spus că o să plouă. Sau se linișteau apoi pentru o perioadă când previziunile economice erau bune. Iarna e grea, o mătui mare, se nebune anulare. Sau, uite o altă vorbă, plouă în mai, avem mălai. Și păstorii erau stresați din când în când de către lupii sau urșii care le mai furau câte o oaie. Dar după ce trecea năpasta, se relaxau și cântau la fluier în deplină conexiune cu natura. Astăzi însă oamenii nu-și mai acordă momente de răgaz și liniște, fiind bombardați de o abundență de informații, iar sistemul nervos muncește în continuu de dimineață până seara. De aceea, astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de o cantitate și mai mare de nutrienți. Însă, hrana noastră este din ce în ce mai săracă, deoarece este crescută pe soluri secătuite de minerale. Pe lângă asta, erbicidele, pesticidele, fungicidele, insecticidele care se folosesc în agricultură afectează microbiomul solului, ceea ce face ca plantele să nu mai extragă suficiente minerale. Și dacă nu era de ajuns faptul că alimentele sunt mai toxice și slabe nutritiv, stresul în sine scade eficiența sistemului digestiv și diminuează absorpția puținilor nutrienți pe care îi consumăm. De aceea apare tendința de a mânca o cantitate mai mare de alimente, sărace în vitamine și minerale, dar bogată în calorii. Mâncăm mult, dar ne hrănim puțin. Dar hai să vedem și partea bună, deoarece viața modernă nu vine doar cu aceste dezavantaje și putem să facem mai mult decât doar să supraviețuim și să ne plângem. Avem totuși un corp care se adaptează epigenetic la mediu, că asta a făcut timp de mii de ani. Iar ficatul, rinichii, sistemul limfatic, circulator, respirator, pielea, toate sunt capabile să ne scape de toxine dacă le dăm ocazia prin post intermitent, mișcare, hidratare optimă și mai ales un aport suplimentar de vitamine și minerale, dar din surse naturale. Acum avem la dispoziție superalimente din toate colțurile lumii, la care bunicii noștri nici măcar nu visau. Putem trăi din plin și să profităm de aceste oportunități dacă știm ce să alegem. Termenul de superaliment nu este unul oficial și nu există o definiție precisă și unanim acceptată pentru acest concept. Cu toate acestea, există o serie de alimente cu un conținut nutritiv mai concentrat în vitamine, minerale, antioxidanți și alte substanțe bioactive care sunt recunoscute de mii de ani că pot contribui la prevenirea bolilor și la menținerea unei stări generale bune de sănătate. În continuare îți voi spune care dintre ele sunt printre cele mai cunoscute și mai ușor de introdus în rutina zilnică pentru a-ți susține organismul să facă față tuturor provocărilor vieții moderne. Ciocolata neagră, în special cea cu conținut ridicat de cacao, cel puțin 75-80% sau chiar și mai mult, este una dintre cele mai bogate surse de antioxidanți, polifenol și flavonoide. Mai conține și L-arginină, un aminoacid ce stimulează producția de oxid nitric, care este vasodilatator. Studiile au arătat că aceste substanțe pot îmbunătăți sănătatea inimii și pot crește fluxul sanguin către creier. De asemenea, este și o sursă bună de minerale precum fier, magneziu, cupru și mangan, dar conține și cantități decente de potasiu, fosfor, zinc și seleniu. Ciocolata neagră protejează pielea de daunele solare, așa că, înainte să mergi la plajă, consumă ciocolată neagră, dar alege una de calitate și fără zahăr. Algele marine, precum spirulina și clorela, sunt o sursă excelentă de antioxidanți, vitaminele A, B, inclusiv B12, vitamina C, E și K, dar și minerale precum fierul, cuprul, magneziu, zincul și iodul, important acesta din urmă mai ales pentru sănătatea tiroidei și creșterea nivelului energetic. Spirulina este una dintre cele mai bogate surse de proteine complete, conține toți aminoacizii esențiali într-o concentrație chiar mai mare decât în carnea de vită. Spirulina și clorela ajută ficatul în funcția de detoxifiere, deoarece clorofila, pigmentul verde, este chelator de metale grele, precum plumbul și cadmiul, adică se leagă de acestea și contribuie la eliminarea lor.
Are proprietăți antiinflamatorii, promovează sănătatea pielii, ajută la vindecarea rănilor și la reducerea inflamațiilor și iritațiilor cutanate. Poate susține producția de colagen, promovând astfel elasticitatea și aspectul sănătos al pielii. Clorofila susține și sănătatea cardiovasculară, ajută la reglarea nivelului de colesterol și a tensiunii arteriale. Fructele de pădure, cum ar fi murele, coacăzele, afinele, sunt cunoscute pentru conținutul lor bogat în antioxidanți, precum antocianinele, care le conferă culoare albastră intensă și care au proprietăți antiinflamatorii și protectoare pentru creier. Sunt o sursă bună de vitamine, în special vitamina C și vitamina K, minerale precum mangan, care este important în dezvoltarea oaselor și metabolismul carbohidraților. Mai conțin fibre, care pot ajuta la menținerea sănătății sistemului digestiv și la reglarea nivelurilor de zahăr din sânge. În afara sezonului, fructele congelate sunt cea mai bună soluție, deoarece păstrează cele mai multe proprietăți. Alte fructe foarte dense nutritiv sunt rodiile, cireșele, kiwi, acerola, goji, curmale, acai, merișoare, camu-camu, aronia sau fructele noni. Fructele noni, cunoscute și sub denumirea științifică de Morinda citrofolia, sunt fructe exotice care provin din Pacificul de Sud, în special din Polinezia, unde au fost utilizate timp de sute sau chiar mii de ani în medicina tradițională pentru a trata o varietate de afecțiuni și erau adesea printre primele plante care erau cultivate în noile colonii insulare. Acestea au o formă neobișnuită, cu o suprafață străbătută de noduli, iar culoarea lor variază de la verde la alb gălbui pe măsură ce se coc. Mai multe studii științifice au confirmat ceea ce oamenii locului știau deja. Faptul că nonii are proprietăți antiinflamatorii, imunostimulante, antioxidante, antitumorale, ajută la reglarea tensiunii arteriale, îmbunătățirea profilului lipidic și la protejarea celulelor corpului împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi, care joacă un rol în multe afecțiuni cronice, inclusiv în bolile cardiovasculare și cancer. Vestea că fructele noni au atâtea beneficii pentru sănătate s-a răspândit treptat în întreaga lume, iar în zilele noastre se găsește sub mai multe forme. Pulbere, capsule, dar cea mai bună variantă pe care o folosesc și eu este de la Tahitian Noni Original, deoarece nu are conservanți, este pur și simplu piure de fructe provenite din solurile vulcanice din Tahiti și nu este din pudră amestecată cu apă ca în majoritatea produselor de noni care se găsesc pe piață. Fructele sunt culese manual de către familii care cultivă noni de sute de ani în Polinezia franceză. Este pur, natural, fără pesticide sau conservanți, este ambalat la sticlă, motiv pentru care se ține la frigider după desfacere. Poate fi folosit chiar și de către bebeluși. Întotdeauna recomand doar produse pe care eu însumi le consum și de aceea am acceptat ca Tahitian Noni Original să sponsorizeze acest material informativ și am pus un link în descriere de unde îl poți procura. Iar dacă ai încercat deja produsul, te rog să-mi scrii mai jos în comentarii experiența ta. Acum hai să vedem și alte super alimente care să te ajute să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Usturoiul este și el un super aliment, recunoscut de mii de ani pentru proprietățile sale antimicrobiene, deoarece ajută la combaterea bacteriilor, virusurilor, fungilor și paraziților. Sprijină sistemul imunitar, crescând producția de celule albe și contribuie la menținerea unei flore intestinale sănătoase. Usturoiul are efecte benefice și asupra aparatului cardiovascular, ajută la scăderea nivelului de colesterol, a tensiunii arteriale, îmbunătățește circulația sangvină și reduce riscul de formare a cheagurilor de sânge. Antioxidanții din usturoi contribuie la neutralizarea radicalilor liberi, reducerea stresului oxidativ și la încetinirea procesului de îmbătrânire. Dar pentru că are atât de multe beneficii, i-am dedicat și un video special, pe care te invit să-l urmărești. Am pus link-ul mai jos în descriere. Atunci când conjunctura socială nu prea îți permite să mănânci usturoi crud, o variantă ar fi usturoiul murat, marinat sau sub formă de capsule. Sau consumă ghimbir, un alt superaliment cu proprietăți similare usturoiului. Ghimbirul este și el bogat în antioxidanți, previne îmbătrânirea, are efecte analgezice și antiinflamatorii, putând ajuta la reducerea durerii și a inflamației în diferite afecțiuni, cum ar fi durerile de cap sau articulare. Are efecte antimicrobiene, putând ajuta la combaterea infecțiilor bacteriene și virale, sprijinind sistemul imunitar. Stimulează secreția de enzime digestive și îmbunătățește absorpția nutrienților. De asemenea, ghimbirul poate reduce disconfortul și inflamația din tractul digestiv, precum greața, balonarea, indigestia.
Contribuie și la sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular, ajutând la scăderea nivelului de colesterol și trigliceride, reducerea tensiunii arteriale și îmbunătățirea circulației sangvine. Tot un superaliment este considerat și turmericul, deoarece conține curcumină, un compus cu proprietăți antiinflamatoare și antioxidante, fiind și el utilizat de mii de ani în medicina tradițională indiană și chinezească. Scade inflamația, rigiditatea și durerea articulară. Ajută la reducerea nivelului de colesterol LDL și trigliceride, precum și la îmbunătățirea funcției endoteliale, contribuind astfel la prevenirea bolilor de inimă și a accidentelor vasculare cerebrale. Curcumina poate stimula secreția de bilă și poate ajuta la ameliorarea simptomelor de indigestie, balonare, sindromul intestinului iritabil, sprijinind astfel sănătatea sistemului digestiv. Este important totuși de menționat că curcumina din turmeric are o biodisponibilitate scăzută și de aceea, pentru a-i spori absorpția, este bine să-l consumi împreună cu piper negru, alături de grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline sau sub alte forme, cum ar fi suplimentele alimentare, extractele lichide sau ceaiurile. Te rog să-mi scrii mai jos în comentarii câte din aceste superalimente le folosești în mod regulat și pe care vei începe să le introduci de astăzi mai des în alimentația ta. Alte alimente care ar putea primi titlul de superaliment sunt nucile, migdalele și semințele, precum cele de chia, de in, de susan, de dovleac, de floarea soarelui sau de cânepă. Dar atenție, semințele conțin și antinutrienți, precum fitații, care blochează absorpția mineralelor la nivelul intestinului subțire, sau lectinele, care creează inflamație. De aceea, este foarte important să prelucrăm aceste semințe înainte de consum pentru a reduce cantitatea de antinutrienți și putem face asta într-o oarecare măsură, lăsându-le la înmuiat, la germinat sau la fermentat. Germenii, precum cei de grâu, de broccoli, de lucernă, fasole, linte, ridic sau microplantele, au o concentrație de nutrienți de câteva ori sau chiar zeci de ori mai mare decât plantele mature. Este important de știut totuși că germenii trebuie crescuți în condiții igienice și consumați proaspeți, deoarece pot fi purtători ai unor bacterii dăunătoare. De asemenea, unele persoane pot avea intoleranță sau alergie la anumite tipuri de germeni. Mai există multe alte alimente care ar putea fi considerate superalimente, deoarece au demonstrat beneficii extraordinare pentru sănătate, precum uleiul de pește, ficatul de cod, somonul, sardinele, chefirul, avocado, măslinele, mierea de albine, murăturile, mai ales varza murată, sfecla roșie, țelina, varza de Bruxelles, broccoli, ceaiul verde, ginseng, ginkgo biloba, aloe vera, matcha, moringa, maca, ashwagandha și condimente precum chimenul, cardamonul, scorțișoara, ardeiul iute, piperul negru, pătrunjelul, coriandru și lista este nesfârșită. Scrie mai jos în comentarii ce alt superaliment merită menționat. Printează-ți această listă pe care o regăsești în descriere și asigură-te că le aduci cât mai des în alimentația ta într-un mod echilibrat. Și asta o poți face doar tu acasă, pentru că în alimentele procesate și de la fast food nu prea se găsesc. Ține minte, contează cantitatea, calitatea, frecvența și contextul. Atunci când mâncăm ceva mai puțin cantitativ și mai rar, făcând post intermitent, ne putem permite o alimentație mai diversificată, mai calitativă și mai sănătoasă. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist și prin acest video realizat cu sprijinul Tahitian Noni Original și Coolgraphy, ți-am oferit câteva soluții la îndemână pentru a-ți suplimenta în mod natural necesarul de nutrienți pentru a face față mai ușor stilului de viață modern, ca să poți astfel să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Îți mulțumesc pentru atenție și ne revedem în următorul video!